În proiectul de astăzi vom învăța cum să redenumim rețeaua wireless furnizată de routerul de la UPC. Numele rețelei wireless vine prestabilit cu routerul de la UPC și o vom regăsi pe o etichetă lipită pe spatele acestuia. În cazul de față avem o poză cu eticheta acestui router, etichetă care ne va prezenta numele rețelei wireless sub numele de SSID, parola pe care putem accesa această rețea wireless și vom mai vedea următoarele informații importante. Această adresă 192.168.0.1, care de fapt este adresa care, la care noi trebuie să mergem să accesăm setările routerului, iar pentru a putea accesa aceste setări ni se va cere o parolă care de asemenea este scrisă pe spatele routerului. În cazul de față 3244-6913. Pentru început va trebui să pornim routerul. Odată ce el a fost pornit, va trebui să ne conectăm la acest router. Putem să facem asta în două moduri, fie wireless, fie printr-un cablu UTP, însă mai facil este prin wireless, lucru care îl facem și noi. Ok, mai întâi o să căutăm rețeaua respectivă. În cazul de față UPC B4D75 DE. Și am găsit această adresă. Introducem parola. Mai apoi deschidem un browser. Poate fi orice browser, nu contează. Deci nu vom vorbi despre ce browser. Și scriem acea adresă care era trecută pe etichetă. Adică 192.168.0.1. Pentru a accesa setările, va trebui să băgăm acea parolă care era trecută pe router și anume 3244-6913. Odată ce am ajuns în setările routerului, tot ce trebuie este să facem să accesăm configurația rețelei wireless, apăsând acest buton. Și am ajuns în locul în care ne interesează, și anume să modificăm numele rețelei wireless și să modificăm parola rețelei wireless. Vom schimba numele mai întâi, să scriem test UPC și mai apoi o să schimbăm și parola. Dacă ați observat, în momentul în care am folosit prea puține caractere, ne va da o eroare, deci e nevoie ca acest văzut verde să fie lângă nume pentru el a fi primit. Deci trebuie să fie suficient de lung, cu alte cuvinte. Și apoi să schimbăm și parola. Și aici avem un marker care ne ajută să punem o parolă suficient de puternică. În cazul de față va trebui să folosim o combinație de cifre și litere cu caractere mici și mari pentru ca acest marker să devină din insuficient, să devină suficient sau oricum să treacă pe culoarea verde. Am să introduc și o parolă, o să pun ce parolă vreau să folosesc de aici înainte. Ok, am folosit o parolă de vreo 15 caractere, combinații de litere și cifre, iar markerul mi-arată că e puternic, dar a trecut pe verde, lucru care pentru mine e suficient. Apăsăm butonul de aplică pentru a salva setările. Cam asta a fost tot. Acum pentru un test vedem că încă suntem conectați la vechea rețea, însă nu mai este valabilă, este doar numele păstrat în memoria laptopului că am fost conectat la acea rețea. Să facem un test Google. Da, și nu funcționează. Iată că deja nu mai găsește rețeaua. Acum aș da seama că de fapt nu mai sunt conectat, a durat puțin mai mult decât ne așteptam și iată noua noastră rețea creată pe care o vom accesa. Vom introduce parola care am setat-o și ne vom conecta. Iată că ne-am conectat, acum să facem și un test, că totul e în regulă. Da. După cum vedeți, totul este foarte simplu. Sper ca informațiile să fie de folos și până data viitoare, numai bine, pe curând!